Au fost acordate diplome de excelență pentru elevii cu rezultate remarcabile atât la învățătură cât și la sport, iar cine zice că sportul de performanță nu se potrivește cu învățătura, se înșală. Fotbaliștii din a 12 B, Daniel Pop și Eduard Pop, au fost șefii de promoție cu media 10 pe linie. De asemenea, un alt sportiv de valoare, floristul Bogdan Dascalu din a 12 A, a primit premiul întâi. Printre alți sportivi cunoscuți care au terminat liceul, le mai amintim pe voleibalista Nicoleta Pop și pugilista Erika Butian. Clasele a 12 A, clasa de atletism și basket și 12 B, clasă mozaic, handbal, scrimă și au luat astfel rămas bun de la profesor conducerea școlii, iar de acum pornesc în drumul vieții cu experiențele acumulate de-a lungul celor patru ani de liceu. La final, directorul Ionel Păcurariu a ținut o cuvântare pentru tinerii absolvenți, dorindu-le mult succes în viață și la revedere pe 2024! Eu mă bucur că am reușit să duc încă la bun sfârșit, că cel mai de pensie, încă o promoție de la liceu cu program sportiv. Ne mândrim cu, cu acești elevi. După încheierea festivității, urmează în această seară banchetul unde absolvenții petrec până spre dimineață.